Bună ziua, stimați prieteni! Suntem din nou în discuții directe cu cei care ne urmăresc și care vin cu întrebări. Am hotărât ca să facem această discuție, să o organizăm astăzi, nu mâine. De obicei, noi discutăm cu dumneavoastră pe această platformă vinerea, dar dat fiind faptul că mâine, vineri, este data de 6 octombrie și se începe campania electorală, cred că toți vor fi ocupați, nu, cel puțin eu personal la sigur, mâine ne lansăm în campania electorală cu echipa din municipiul Chișinău, deci am hotărât să avem acest dialog astăzi. Câteva subiecte importante care consider că vor rămâne în istoria modernă a Republicii Moldova cu aspect negativ, o să le discutăm acum de la începutul emisiunii, după care vă rog, sunt disponibil să răspund la întrebările dumneavoastră. Dar aș vrea să încep pe o notă mai pozitivă. Astăzi este ziua profesională a celor care muncesc în domeniul educațional. Este ziua profesorilor, dragi profesori, iubiți profesori. Vreau să vă felicit din suflet și să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți dumneavoastră pentru noi. Pentru copiii noștri, pentru viitorul acestei țări. Dumneavoastră cunoașteți, eu vin dintr-o familie de profesori, mama mea a fost profesor, eu am fost profesor la ASEM, ULIM, pe parcursul a 8 ani. Înțeleg cât este de important ca cadrele didactice în Republica Moldova să fie siguri în ziua de mâine. Eu vă urez sănătate tuturor dumneavoastră. Să știți că noi, părinții, elevii dumneavoastră, vă stimăm și prețuim foarte mult ceea ce faceți dumneavoastră pentru toți noi. Eu consider că în Republica Moldova sunt, toate profesiile sunt importante, și agricultori, și economiști, și policieni, dar sunt cel puțin două profesii care asigură viitorul neamului nostru. Aceștia sunt profesorii și medicii. Profesorii pun baza viitorului țării, medicii au grijă de sănătatea generațiilor de acum și de cele viitoare. Anume, pentru aceste categorii, în primul rând, statul trebuie să acorde suport. Fiind noi la guvernare, în 2020, am propus majorarea salariilor la medici de două ori. Și apropo, cu 60% noi atunci le-am majorat. Următoarea etapă trebuia să fie pentru profesori. Dar a venit pasul la guvernare și a stopat acest reform. Apropo, este cinic acum în preajma alegerilor ceea ce face PAS și Maia Sandu. Adică ne-au criticat pe noi atunci când anul 2020 și 2021 guvernul nostru socialist acorda 700 de lei la pensionari la 1 octombrie, 1000 de lei la pensionari la sărbătorile de Paște. Atunci a ieșit Maia Sandu și a spus că aceasta este o practică greșită. Nu trebuie să fie acest lucru. Și a anulat toate modificările noastre, care erau incluse în lege. Și acum Maia Sandu vine cu aceleași abordări, numai când preajma alegerilor. Apropo, tot respectul pentru cei profesori care au ieșit și au spus sincer că noi nu acceptăm acest lucru. Nu este această oare o mită electorală? Profesorii, medicii, alte categorii trebuie ajutați tot timpul prin majorări de salarii, dar nu prin plăți unice care o faceți dumneavoastră. Adică la miniștri ați majorat salariul până la 75.000 de lei, nu plată unică, dar ați majorat. Dar la profesori și medici le dați padacica asta de câteva mii de lei. Rușine trebuie să fie. Și care e diferența între voi și Șor? Voi îl criticați pe Șor. Șor dă acești bani din surse, nu cunoaștem care. Dar voi dați, faceți același lucru. Tot în campanie electorală. Numai că le dați din buzunarul nostru. A fiecare cetățean care plătește impozite, din creditele care le luați acum tot pe spatele nostru. De că asta înseamnă democrație și fața adevărată a pasului. Acum un subiect care, la sigur, trezește întrebări pentru toți și inclusiv pentru cei care au votat și susțin pasul. Eu nu o să mă refer aici din nou la Șor, pentru că știți cum a spus acolo, Platon не друг, но истина дороже. Так, вот Шор не друг, но știi ce face el cu socialiștii pe teritoriu sau încearcă. Но истина дороже. Prietenul meu este legea și adevărul. Păi că ceea ce faceți voi, ce v-ați permis ieri, dar voi ați mers către aceste decizii parcursul ultimilor 1 an, jumate, 2. Ceea ce ați făcut ieri,
a demonstrat că voi sunteți mai mari dictatori ca oricare dictator din lume. Voi criticați pe Putin, pe Erdogan, criticați pe cei din Coreea din Nord, dar voi sunteți mai ceva. Nu și-a permis nimeni în istoria modernă a Republicii Moldova să facă așa nebunii. Păi ieri ați interzis celor bănuiți, din nou, nu judecați, dar bănuit să participe în alegeri, și voi ieri ați introdus cenzura în Republica Moldova. Hotărârea Comisiei Situații Excepționale, apropo, poate și efirul ăsta o să-l stopeze, o să-l lichideze, o să-l anuleze de pe internet, pentru că îi criticăm pe Paz și Maia Sandu. Doamne ferește, nu se poate critica pe Maia Sandu. Apropo, la acest subiect, legea aprobată ieri, în două lecturi, într-o procedură anticonstituțională, pentru că Curtea Constituțională a spus că trebuie să fie 10 zile între prima și a doua lectură. Dar important, citesc că în dimineață Maia Sandu deja a semnat-o. Păi stați spus, Maia Sandu nu e în țară. Pe cât este de legal ca președintele, nefiind în țară, promulgă o lege care deja este publicată și intră în vigoare. Atunci Maia Sandu, dar pentru ce trebuie să mai vii acasă? Stai acolo. De acolo semnează tot, dacă lucrul ăsta îți permiți. Pentru ce să te obosești cu moldovenii ăștia care niorlă ei? Stai în Portugalia, Spania, acolo să vă mâneze câte o diplomă, câte un znacioc. Și să fii foarte fericit. Dar s-au încălcat toate normele constituționale. Absolut toate. Și s-a instaurat dictatura în Republica Moldova. Aici două aspecte vreau să mă refer. În primul rând, legea bumerangului, cum vă spun la ce mă refer. Și a doua, ce trebuie de făcut în situație, ce putem noi face. Legea bumerangului. Toate modificările acestea vor bate în voi, în PAS și în Maia Sandu. Dar unii din voi vor fugi din țară și vor găsi locuri undeva prin Fondul Monetar, prin Banca Mondială. Dar toți executorii și deputații, inclusiv de la PAS care au votat, membrii Comisiei Situații Excepționale, vor fi dosare penale. Lucrul ăsta este evident, îl înțeleg absolut toți. Dar legea bumerangului la ce mă refer? O să vă aduc două exemple. Din trecutul, din departat. În aprilie 2013, Plahotniuc, pentru a-l trăsni pe Filat, o să-mi permit așa ceva, a făcut tot posibil ca Curtea Constituțională, atunci condusă de Tănase, să aprobe o hotărâre care i-a interzis lui Filat să fie candidat la funcția de prim-ministru, să fie prim-ministru interimar. Că cei care sunt suspectați în acte de corupție nu au drept să participe. Și atunci Filat a fost scos într-o parte. În cine a luat această hotărâre? Mai târziu, în Plahotniuc. În ianuarie 2016, Timofti nu a acceptat candidatura la Plahotniuc, lui Plahotniuc la funcția de prim-ministru, în baza aceleași hotărâri a Curții Constituționale pe care a promovat-o Plahotniuc împotriva lui Filat în 2013. S-a întors înapoi. Acum văd că toți o critică pe domnica Manole. Vă amintesc, doamna Maia Sandu. Domnica Manole este aceea care în luna aprilie 2021, printr-o hotărâre anticonstituțională, a dizolvat Parlamentul la cererea doamnei Maia Sandu. De ce spun anticonstituțional? Pentru că în Parlament era o majoritate parlamentară. Dar Maia Sandu a bătut cu piciorul și trebuie de dizolvat. Și domnica Manole a dizolvat. Apropo, și pentru acea hotărâre vă răspunde. Ilegal, anticonstituțional. Cum să dizolve în Parlament unde este majoritatea parlamentară? La cererea președintelui care nu are așa competență. Dar Manole a făcut acest lucru. Păi acum Manole v-a întors cartea înapoi. Eu cred că Curtea Constituțională a luat o decizie corectă săptămâna aceasta. Nu pot să interzici oamenilor să aleagă și să fie ales. Dar ați primit bumerangul înapoi de la domnica Manole, pe care atunci ați apărat-o. Da, poate voi o să încercați să o scoateți din funcție, să-i dați vot din încredere a Parlamentului. Apropo, noi am făcut acest lucru în luna aprilie 2021. Și voi ne-ați criticat că noi am decis în Parlament să retragem încredere față de Manole, care a luat decizii ilegale. Voi atunci ați spus că nu-i corect. Haideți să spunem pariu că o să faceți același lucru în câteva săptămâni. Numai că data asta o să spuneți că e corect. Adică bumerangul s-a întors tot la voi. Ce trebuie să facem? Cum putem să scăpăm de lucrurile astea? Eu am văzut mai multe apeluri în ultimul timp a diferitor polițieni, lideri de opinie, hai să ne unim,
opoziția tot să unească, noi tot timpul am spus, hai să ne consolidăm. Dar pentru ce? Pentru ca să mai scrim o scrisoare la ambasadori? Uitați cum se comportă ambasadorii occidentali în situația asta. Ați văzut filmul Mălceanie Ignat? Pe care colectivne mălceanie paslov. Ce ei nu văd? Ce ei nu văd ce s-au făcut ieri? La sigur văd. La sigur văd. Și eu sunt sfer convins cu ei s-au consultat. I-au întrebat, dar noi dacă facem voi, dați ne criticați. Și au spus, făceați. Și asta o să întoarcă împotriva standardelor europene. Nu întâmplător, în Moldova scade încrederea în vectorul european și va scădea în continuare. Pentru că toate fără de legile care se întâmplă acum au loc sub drapelul Uniunii Europene. Pe toate clădirile statului unde are loc aceste fără de legi, există drapelul Uniunii Europene. Și apoi se întreabă, dar ce moldovenii nu vor în Europa? Dar cum să vrei cu, vor, cu voi dacă voi tolerați așa ceva? De aceea la mesajul, haideți să ne unim. Opoziția, haideți să ne unim. Dar dacă voi vreți să ne unim, să mai scrim o scrisoare, o plângere la Consiliul Europei sau Bruxelles, tot asta e filchina gramată. Nu dă niciun rezultat. Dacă vreți să ne unim, hai să ne unim la proteste. PAS și Maia Sandu se tem doar de proteste. Nu de o hârtiuță care o să scris la ambasadorul Uniunii Europene sau Statelor Unite. E tot una de hârtiuță asta. De ce? Haideți fără discuții și declarații de astea așa triumfale. Hai să ne unim, hai să ne unim. Hai să ne unim. Eu sunt gata. Și chiar vă propun. Haideți să ne unim. Nu trebuie să facem declarații publice. Haideți să ne întâlnim neoficial. Nu cum s-a așezat acum jumătate de an în urmă la masă mare, partide de opoziție, au făcut scrisoare la Consiliul Europei, ai, 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 și ce ați primit înapoi? Vă arăta ce înseamnă aia vostru. Haideți să ne întâlnim neoficial și să facem un plan clar de proteste. Să ieșim toți, indiferent viziunii europene, neeuropene, toți să ieșim împotriva Maia Sandu. Dacă o să iasă numai socialiști, ea zic că ăștia sunt Putin. Am auzit că Filat spune, domn Filat, haideți să ieșim împreună la proteste. Așa cum a ieșit cândva cu Usatăi, cu Năstasă. Haideți să ieșim împreună. Năstasă unde e, Usatăi, Filat, toți, Chicu, Cioban, haideți. Sunteți gata? Sau vă temiți de ambasadori? Eu personal nu mă tem. Deci aceste fără de legi pot fi stopate doar prin proteste comune. Altfel, nicio șansă. Nicio șansă. Vor merge mai departe. Legea care a aprobat-o ieri, să nu credeți că o să refere doar la Partidul Șor. Mâine deschide un dosar penal și spune că Chicu sau Cioban cândva au avut ceva cu Șor. Și fac bănuiți pe dosarul cel. Și automat Chicu și Cioban nu mai pot fi candidați la alegeri. Toate alegerile, și locale, și prezidențiale, și parlamentare. Voi probabil nu ați citit atent legea. Eu am citit-o. Oricare persoană, chiar dacă nu este membru al Partidului Șor, vă deschide o cauză penală și vă fac bănuit, nu vinuit și nu inculpat în judecată, bănuit vă fac. Și voi sunteți scoși în afara politicului moldovenesc. Ia ca ce a făcut ieri? Ia ca ce a făcut ieri? PAS. Și acum pun o întrebare. Dar Grosu când a primit bani de la Șor, a fost în registrări audio, că a transferat bani. Poate fi bănuit într-un dosar penal. La sigur poate fi bănuit. Asta înseamnă că Grosul nu poate participa de azi înainte la alegeri. Nu, logic? Nu poate participa. Păi că legii care voi ați creat-o o să întoarcă bumerang împotriva voastră. Voi nu vă imaginați ce ați făcut. În dorința de a limita acum la alegeri locale, v-ați săpat o groapă unde scădeți cu toții. Și până la întrebările care au început deja să vină, foarte, foarte rapid, câteva cuvinte despre două subiecte economice care au apărut săptămâna curentă și continuu cu întrebările dumneavoastră. Cu agricultura. Atunci când agricultorii așteaptă ploaie și așteaptă suport din partea statului, ce se întâmplă? Ieri România, ieri sau la altă ieri, declară că de azi înainte o să permită să exporte din Moldova în România cereale doar companiile care au licență. Vă amintesc, cu licențe de import-export Moldova s-a ciocnit în anii 90. Pe urmă, exportul-importul era liberalizat. Orice care dorește putea să importe-exporte. Acum se formează liste. De ce? Vă explic de ce. În Moldova a apărut o schemă sub conducerea PAS-ului.
De exporta în țările UE cereale ucrainești cu certificat moldovenesc. Pentru că ele sunt mai ieftine. Adică aduc din Ucraina grâu, porumb aici, cu instituțiile statului, pentru că altfel nu poți. Faci certificat de proveniență moldovenesc și le duci în unde? În Polonia, în Ungaria, în România, care au limitat importul din Ucraina pentru că se protejează piața internă. Și la ce ajunge? Ajungem la o schemă care este pusă pe roate de către guvernarea BAS. Și partenerii au foarte delicat. Românii doar sunt foarte atent. Nu vreau să supere pe prietenii de la Chișinău. Dar partenerii au depistat lucrul și au spus nu, de azi înainte doar licență. Dar de ce organele noastre nu se ocupă? Unde e Drăgălin? Unde e situația? Ei se ocupă de alegeri. Dar aici cine nu ocupați? Schema în fața voastră se întâmplă. Și cu gazul. Păi, grădiniță de copii. Ba cumpărăm de la ruși? Nu. Nu mai cumpărăm de la ruși. Peste 10 ore ies Parlikov. Nu, noi să mai cumpărăm de la ruși. Păi ce duceți lumea în eroare? Gazul care vine în Moldova e rusesc. Nu este gaz grecesc, turcesc, unde acum din Turcia a spus că la 1 octombrie. E gaz rusesc. Pur și simplu, voi îl cumpărați prin intermediar. Dar miliardele se duc. Și pentru asta va trebui să răspundeți. Acum, haideți câteva minute, 10 minute să răspund la întrebările dumneavoastră. Степан Васильевич, Ваня Чабан говорит уже последние 3 недели о том, что его снимут с выборов и не допустят к участию после того, что ПАС сделали с Конституцией, практически изнасиливая. Какие вообще эти выборы только между кандидатом и ПАС и ПАС? Ну, давайте так, насчет Ивана Васильевича. Речь идет о нынешнем мэре Кишинева. Он каждый день кричит, что вот придет волк, знаете, как в том анекдоте. Он это делает, понимая, что никто его трогать не будет. Он договорился с американцами и гарантировал, что не будет участвовать в президентских и сделает коалицию с Майей Санду. Поэтому ему гарантировали, что его никто не будет трогать. Но каждый день кричит для того, чтобы показать. Вот, кстати, Иван Васильевич and company. Вот если вы против ПАС. Вот сегодня наши депутаты в парламенте вместе с коммунистами, скорее всего, зарегистрировали вотум недоверия правительству Речан. Так дайте поручение вашему депутату, который вы от нас украли, вот этому армяну, Гайку Вартаняну, пусть он подпишет Муцюни. Или слабо. Или боитесь, что ПАС вам даст по рукам. Давайте, выйдите на протесты вместе с социалистами против Майи Санду. Не выйдут они никогда. Поэтому я не верю во все эти вещи. Но то, что касается выборов, пока что выбор еще есть. Социалисты зарегистрировались практически во всех населенных пунктах. Везде есть наша звезда. Я не буду сейчас вас призывать голосовать, потому что выборы еще не начались, они начнутся через 10-20 часов, но у вас есть, возможно, выбор. Еще есть. И в зависимости от вашего голоса 5 ноября будет понятно, будет еще этот выбор дальше или нет. Алена, сунтец оппозиции, рискат свои ли меня один курс электорали? Алена, тикток. Алена, сунташа риск, ревидент. Dar eu cred că în sfârșit opoziția va înțelege că ceea ce fac acum cu un partid de opoziție, mâine vor face cu oricare altul. De ce? Atunci când am menționat, haideți să ne unificăm forțele prin proteste, nu prin discuții aiurea și sterile. Haideți să ne unim forțele, să ieșim toții la protest. Asta este unica soluție. Фактура за газ 8 тысяч лей. Где это видно? У нас в истории Молдовы не было такой. Долой марионетку Майи Санду. Согласен, долой, но вы понимаете, что для того, чтобы поменять ситуацию, нужно поменять власть. În 2024 vor fi alegeri în SUA, Rusia, Taiwan, Ucraina. Moldova poate să schimba situația în spre bine în acest an. Michael, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră aici. Într-adevăr, anul 2024 este anul mai multor campanii electorale care vor fi foarte, foarte importante. Pendulul maietnică limba rusă în lume, peste tot, se duce spre partidele și forțele care pledează pentru suveranitatea statului său, pentru independență, pentru tradiții. Apropo, știți că eu alaltă ieri am fost în Ungaria. Ați urmărit, probabil, ați văzut. Am avut întrevedere cu ministrul de externe al Ungariei. Eu am tot respectul pentru ceea ce fac ungurii. Cum ei își păstrează poziția sa, tradițiile, familia tradițională, interesele suverane. Noi o să știți că ei au alungat fondul Soros din Ungaria, cu toate că Soros este originar din
din Ungaria. Eu nu mă refer acum nimeni nu cit la Soros, eu vorbesc de politica care duc organizațiile non-guvernamentale și anumită societate civilă, care este un instrument politic al Occidentului împotriva statului. Și în Republica Moldova este același lucru. Uitați-vă ce face societatea civilă în Moldova. Comparați-vă ce facea 2 ani în urmă sau 3 când era Dodon la guvernare. Și ce fac acum. Cum au tăcut toți, au muțit toți. Doamne ferește, s-a făcut noi ceva de ce au făcut ei ieri, 3 ani în urmă. Dar erau toți așa, și Boțan, și Barbaroșa, și toți ce mai sunt acolo. Acum atac. Eu sunt de acord cu domnul Pavlovski, care zilele acestea a spus că societatea civilă este mituită de Occident în interesul actualei guvernări. Ei sunt plătiți la greu, prin diferite fonduri. USAID, Soros și altele. Și acesta este un pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Acesta este un pericol foarte mare. Și dacă nu o să înțelegem acest lucru, noi stat nu o să avem niciodată. Dar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, noi nu avem țară. Noi nu avem stat. Noi avem infiltrate structuri în toate instituțiile statului, oameni plătiți de către Occident. Unele state europene lucrul ăsta l-au înțeles. Ungaria, de exemplu. Și Ungaria este un exemplu pentru noi în acest sens. Deci colaborarea cu Ungaria este foarte importantă, este partener strategic și eu cred că noi să continuăm această colaborare și în viitorul apropiat. Mil Sarica, dacă asta am citit, Maric. Drumurile cine le face? La noi în Chișinău e în dezastru. Noi câte ceva în Chișinău am început să facem în anul 2020-2021, când era guvernarea noastră socialistă. Am alocat bani, de exemplu, pentru Albișoara. Acești sunt bani alocați de guvernul socialist. Sunt nevoie investiții mai multe. Eu cred că acest lucru se va întâmpla pe viitor. Noi intrăm în iarnă. Cu ce achităm? Eu cred că iarna aceasta va fi una foarte dificilă. Da, sper tariful să nu fie 30 de lei, dar chiar dacă va rămâne 16 lei sau 18 lei, este un tarif foarte mare și ați văzut că compensații în acest an cel mai probabil nu vor fi. Deci, din punctul acesta de vedere, această iarnă va fi mai dificilă ca iarna precedentă. Cu regret. Silvia Murzac, dar referitor la tarifi, mă întorc înapoi. Pentru Chișinău, noi socialiștii am venit și o să vedeți în platforma electorală care va fi lansată mâine, noi știm cum în Chișinău tarifele pot fi mai mici. Eu vă asigur că dacă socialiștii vor fi la guvernare în țară, dar la această etapă, măcar în municipiul Chișinău, noi să asigurăm că tarifele la gaz și la energie termică să fie mai mici. Noi știm cum și în platforma noastră electorală vom explica acest lucru. Сильвия Мурзак, объединитесь, нужно все оппозиции, вы же очень хорошо понимаете, это бессмысленно, все зависит от вашей мудрости. Сильвия, я об этом сейчас и говорю. Я об этом сегодня и говорил, повторюсь на русском языке. Все оппозиционные силы, правые, левые, центристы, вне зависимости от своих геополитических видений и идеологических программных вещей, кто-то говорит на румынском, я говорю на молдавском, я считаю, что у нас язык молдавский. Но вне зависимости от этого мы должны объединиться против Майи Санду и ПАС. Это угроза национальной безопасности. И мы это должны понять. Но объединиться нужно для конкретных шагов, для протестов. А не для того, чтобы писать письма послам. Потому что это ничего не даст. К сожалению, некоторые оппозиционные политики этого не понимают. Они еще надеются, что если напишут 100 писем в Брюссель, там на это отреагируют. Не отреагируют никак. Bună ziua, moldovești nu sunt uniți și pierdem țara. Unire, neam moldoveni. Absolut de acord. Încă două, trei întrebări. Citesc, colegi, prieteni și gata. Ольга, ПАС хочет аннулировать до конца года 300 соглашений с СНГ. Чем это обернется для Молдовы и граждан? Это очень плохо для страны, но для того, чтобы аннулировать, либо выходить из каких-то соглашений, для этого нужно не только решение Молдовы. То есть Молдова не может выйти из СНГ только по своему решению. Должно быть общее решение других стран СНГ. Это дает нам шансы, что при смене власти, а власть в любом случае изменится в Молдове, мы все эти соглашения восстановим. Это я вам обещаю. Петр Дрептати. Чепарелевес домля пшнинти додон диспри усатый шиевон кику.
Nu, în primul rând, nu trebuie să-i puneți împreună pe usată și untic, sau sper că nu sunt împreună. Eu mi-am expus opinia de mai multe ori, eu consider că acum toți trebuie să batem în PAS și guvernare, dar unii dintre politicieni fac acest lucru în coordonare cu PAS. Sunt un fel de troli. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova nu au uitat cum USATA a adus-o pe Maia Sandu la guvernare. S-a schimbat USATA? Nu știu, o să vedem. Dar acum, indiferent ce a fost în trecut, părerea mea, noi trebuie să ne unim în front comun, proteste comune, împotriva PAS și Maia Sandu. Так, Владислав, ну, кредит сказал, леджер президентиали, в каз, кауса кандидат, весь элиминат дин курса, где катри бандитий пас. Владислав, волков боятся в лес не ходить. Для чея, ос кандидат сау ну, ос выспун дупа локали, дар аста ну требуй сфим обстакл, ка смерджем наинти. Калдарова, нужно объединиться всем вместе и выходить на протесты. Ну, то, что я уже говорил. Развань, кынди раз пришлите, дичину ацентрат онлайн, саурбиску читацени. Развань, în fiecare zi de vineri, când eram în funcția de șef de stat, parcursul la mai bine de un an, dacă nu greșesc, din decembrie 2019 până la sfârșitul mandatului prezidențial, în fiecare vineri a fost emisiunea Președintele Răspunde. Unii intram în live și răspundem la întrebările noastre. Galina Opincă, domnule, o întrebare delicată. Dacă PAS pierde alegerile, ceea ce dorim, atunci pe funcție, ce funcție va îndeplini Lalea Maia. E dorit să vedem la risipieni pe Lejanca. Eu cred că Maia Sandu va fugi din țară. Nu după locale acum, dar mai aproape de prezidențiale va fugi din țară. Pe ea nu o ține nimic aici. Ea nu va rămâne aici să explice, să demonstreze că nu a încălcat legea. Sunt cel puțin 5, cel puțin 5 capete de dosare penale care vor fi deschise de următoarea justiție independentă. Pentru că dumneai știe, de exemplu, și decretul de scoatere de funcție al domnului Stăianoglu, este, eu am spus în emisiunea trecută, este o decizie ilegală, anticonstituțională. Deci pentru toate aceste lucruri va răspunde la sigur, indiferent unde se va afla. Ei au aprobat o lege bună, că se poate de judecat persoane care nu se află în țară. Deci mare majoritate din ei care vor reuși să fugă, vor fi judecați în lipsa lor. Deci gândiți-vă bine ce faceți și cei care execută aceste ordine. Stimați prieteni, aceasta a fost. Eu vă mulțumesc, vă urez succes și sănătate și încă o dată, dragi profesori, felicitări și să știți că noi apreciem foarte mult ce faceți dumneavoastră. Sănătate!